Epigrama ca mod de viață. Epigrama nu e un gen minor. Uitați-vă numai la cei care o scriu. În primul rând au peste 18 ani. Și apoi uitați-vă la cei ca mine, așa. Suntem noi minori? La greutate mă refer. Apoi, epigramiștii sunt deștepți, domnule. Sclipesc. Jonglează cu limba română. Păi altfel i-ar lua în ac sau în balon colegii lor. Eu cred că toți ar trebui să fie miniștri ai economiei. Păi nu vedeți că ei sunt în stare să înghesuie și poanta și introducerea și cuprinsul în patru versuri? Sau ar putea fi președinți? Ce, domnul Iohannis, spune mai mult de patru versuri la un discurs? Domnule, epigramiștii ar trebui să se mulțească ca iepurii, domnule. Că atunci o să avem democrație, o să avem cinste, integritate, cum era odată. Dacă aruncai o piatră, imposibil să nu fi lovit un inginer. Acum, dacă am fi mulți, mulți și ai arunca o piatră, sigur ai lovi un epigramist. Da, dar apoi îți trimite el săgeata înapoi. Spuneam că epigramistul e garantul democrației și al integrității. Da, pentru că el îi înțeapă pe ăștia care au făcut acum bulevard spre DNA. Ce bulevard, drum național, autostradă. Și apoi, ați văzut dumneavoastră epigramist corupt? Nu. Da, ar trebui să fim ca frunza și ca iarba. Da, ca frunza noastră. Nu ca frunza verde. Și ați văzut, domnule, că epigramiștii ăștia sunt deștepți, domnule. Cei mai mulți dintre ei sunt avocați, judecători. Nu le ajunge cât vorbesc la servici. Mai vorbesc și în gând, căutând rime, poante, calambururi. Epigramiștii mai sunt și medici, profesori, ingineri. Ar fi bine să fie și parlamentari. Dar chiar sunt. Uite, Nea Mircea Ionescu Quintus. Așa, parlamentarii, dacă ar fi epigramiști, s-ar certa mai elegant, politicos, gramatical și n-ar mai avea timp să facă șmenuri, șpăgi prin closete. Ar face epigrame. Ce, domniile voastre, nu mai căutați câteodată rima în veceu? Eu da. Deci, eu asta zic. Să ne facem toți pensii mari ca parlamentari, să ne facem câte o statuie din timpul vieții și să ne întâlnim în parc, la bibliotecă, la goangă sau de ce nu la un local și să rumegăm acolo epigrame. Dar atunci, despre ce o să mai scriem? Păi, am avea de scris, sigur că am avea. Uite, eu, de exemplu, cochetez cu epigrama din tinerețe. Citeam epigrame, mă amuzam la caricaturile lui Clenciu și ale altor caricaturiști. Consider că umorul face parte din viața noastră, ca fiind apanajul omului inteligent în călătoria numită viață. Mai cochetasem cu epigrama și înainte, dar a trebuit să ajung la Brăila ca să mă apuc de epigramă. Am observat că la lansările de carte, o parte picantă o constituia momentul atacului epigramiștilor. Și am început să compun și eu. Și așa a început totul. De exemplu, la lansarea de carte a domnului Alexandru Hanganu, Proezie, am zis așa. Vuiește DNA de o inepție ce aduce a erezie. Brăila e ultima în corupție și prima în proezie. Sau, la Brăila s-a lansat revista Secătura. În Parlament e bucurie, tată, ce mai tura vura, s-a aprobat ca marcă înregistrată Secătura. Sau, pentru o blondă, în oglindă se privește, zicându-și că-i nurlie, asta crede ea că este reflexoterapie. Sau, de la Ovidiu Cezar, Cleopatra, la Cyrano, ciubotărașul, noi asta am învățat din clasa a patra, că orice nas își are nașul. Sau despre un compozitor, între ghilimele, inspirat de înalte sfere și armonii intuitive, ce păcat că ai scris, măi vere, notele informative. Denunțătorul, că tot e la mod acum, vibrând la înalte cote, cu o voce nepereche, nu cânți după ureche,
ci numai după note. Soluție de criză. Nu mai e loc la mititica, soluția e un act decent, nu mai umblați cu fofârlica, băgați toți hoții în parlament. DNA arestează pești mici. Tot pescuind de zor obleți, mi-e teamă că pe luciul luncii, azi mâine n-o să mai aveți obiectul muncii. Unui oportunist, cu un caracter de monolit, schimbând partidul an de an, tu ești precum un satelit, te învârți după ciolan. Armata, nu? De ce nu? Uniforma mototolea, hrana inainiție și cea mai rămas fasolea e muniție. Candidul. El fiind din fir un tip candid și servind amor la doză, se alese bietul individ cu o candidoză. În concluzie, epigrama, umorul, viața sunt amestecate și eu nu pot să le disociez. Fac parte din călătoria mea. Nu concep viața fără umor, fără glume, fără jocuri de cuvinte, fără epigrame. Și zic așa la sfârșitul poveștii mele digitale. Se vorbește azi în piață, negrul alb nu se separă, epigrama și cu viața vor merge bară la bară.